Veste bună pentru vârstnicii făgărășeni care vor să beneficieze de cele mai bune serviciile a unui centru specializat. Centrul pentru vârstnici de pe strada cetății își va deschide porțile la jumătatea lunii august. Acest lucru este posibil după ce municipalitatea a semnat contractul cu o organizație non-guvernamentală din Brăila, care și-a luat angajamentul să doteze și să gestioneze centrul. Centrul pentru persoane vârstnice va fi pus în funcțiune foarte probabil la jumătatea lunii august. În cele din urmă, după mai multe discuții și negocieri, s-a semnat contractul cu organizația non-guvernamentală care a participat la licitație. A avut mai multe pretenții, dar în cele din urmă, potrivit hotărârii Consiliului Local, caietului de sarcini și ulterior contractului cadru, am reușit semnarea contractului. Organizația respectivă se obligă să mobileze clădirea, toate spațiile, să doteze aceste spații cu tot ceea ce este necesar, în așa fel încât, imediat după jumătatea lunii august, să punem în funcțiune centrul rezidențial pentru persoane vârstnice și, de asemenea, se obligă să obțină toate avizele necesare de la forurile competente pentru desfășurarea activității. Vestea că și seniorii lipsiți până acum de noroc o să aibă un acoperiș deasupra capului, o hrană caldă pe masă și îngrijiri medicale i-a bucurat pe făgărășeni. La acest centru vor fi disponibile și 15 locuri pentru această categorie de persoane. Sunt destui oameni bătrâni căjit și umblă pe străzi. Nu știu, așa, cu cât, 10 milioane și ceva, da, dar nu s-a legat. Sunt și locuri pentru persoanele care nu-și permit. Da, sigur, foarte bine, foarte bine. Bine că s-au gândit să facă, da, că dorm, stai pe par și dormi pe bănci și dormi pe acolo, dacă poate, dacă are... Azilul de acolo? Vai, abia așteptăm să ajungem. Foarte bună, e timpul. De că atâta timp, bani investiți, e timpul să se deschidă. Sunt mulți oameni care au... Sunt mulți oameni și ar fi foarte bine pentru ei. Da, e bine. E bine. Era nevoie de un azil. Dar cum să nu? Pentru oameni bătrâni, bolnavi. E chiar bine primit. Sunt mulți oameni care au nevoie. Da. Care nu au copii, care nu are pe nimeni, da. Da, mă bucur că în sfârșit se deschide azilul pentru vârstnici. Aș fi vrut ca Biserica Ortodoxă, care încasează taxe de la cetățenii orașului, să se fie implicat mai mult în această acțiune, pentru că este o acțiune a orașului, nu să vină Brăila, tocmai din Brăila, ca să se ocupe de acest azil. Cred că era posibil. Sunt în Făgăraș și preoții, ca păstori de turmă, cunosc foarte bine foarte multe cazuri în care sunt bătrâni singuri care au nevoie de acest azil. Cunosc și eu un combinat cazuri și chiar în oraș. Deci s-ar fi putut face mult localnic, aici, cu oamenii orașului. Aș fi dorit mult să se facă lucrul acesta. Persoanele care vor ocupa un loc în azil vor beneficia de îngrijiri medicale de specialitate și de activități zilnice care o să le ocupe o bună parte din timp. Costurile implicate de internarea în centru diferă în funcție de condiția socială a beneficiarilor și de starea de sănătate. Pe legislație înțeleg că 1500 de lei este suma minimă de la care pot exista beneficiari în acest centru, iar municipalitatea va primi o redevență care se va transforma în 15 locuri sociale pentru persoanele vârstnice care au o situație socială gravă și care necesită internare, persoane care nu au aparținători, nu au familie și nu au condiții financiare pentru a se descurca în viață. Azilul pentru vârstnici a fost finalizat în proporție de 90% încă din anul 2012, iar acum urmează să fie dotat cu tot ce este necesar pentru o bună funcționare și pentru a asigura confortul celor care vor primi un loc din cele 50 cât are disponibile.